Monica Macovei s-a remarcat în lumea politică odată cu numirea în funcția de ministru al justiției în guvernul Tăriceanu, post pe care l-a deținut din decembrie 2004 până în aprilie 2007. Deși nu făcea parte din Partidul Democrat, a fost susținută de acesta și în special de președintele Traian Băsescu pentru a ocupa această funcție. A inițiat o serie de proiecte de lege care au fost incluse în Strategia Națională de Luptă împotriva Corupției, declanșată de către guvernul Tăriceanu. Legea privind reforma justiției, legea în virtutea căreia orice fost ministru poate fi anchetat pe baza dreptului comun, fără niciun fel de aviz al Parlamentului, și proiectul de lege pentru înființarea ANI, instituția care controlează averile demnitarilor. Pe 5 aprilie 2007, Monica Macovei a fost înlocuită din funcția de ministru al justiției odată cu restructurarea guvernului Tăriceanu, prin ieșirea Partidului Democrat de la guvernare. A reușit să intre în Parlamentul European în iunie 2009, când a candidat din partea PDL. În octombrie 2008 a fost aleasă femeia anului de către o comisie a Parlamentului European. Roberta Anastase este sociolog de profesie, însă s-a remarcat ca om politic. A fost vicepreședinte al Organizației Județene Prahova APD, vicepreședinte al Organizației de Femei APDL, secretar executiv al Biroului Permanent Național al PDL, membra a grupului Partidului Popular European, creștin-democrat și al democraților europeni și observator în Parlamentul European. În perioada noiembrie 2006-noiembrie 2008 a fost europarlamentar, ales pe listele PD. Din decembrie 2008 este prima femeie președinte al Camerei Deputaților, funcție ce îi conferă și postul de al treilea om în stat. În martie 2009, Roberta Anastase a intrat într-un conflict cu fostul premier Adrian Năstase de la PSD. Roberta Anastase și-a mutat locul pe care îl avea lângă Adrian Năstase la ședințele biroului permanent al Camerei Deputaților, lucru care l-a deranjat pe fostul premier. Frumusețea este trecătoare, însă prostia nu, a declarat apoi Adrian Năstase. Cel mai recent scandal în care a fost implicată Roberta Anastase a fost cel legat de legea pensiilor, președinta Camerei Deputaților fiind acuzată de fraudarea votului.